și domnilor, în aplauzele dumneavoastră, Mitică Dragomir! Oracolul din Bălcești, cum mi se spune, are experiență mare, știe să-și dea de părerea despre jucători și antrenori și tot timpul l-am ascultat cu drag. Îl știu pe domnul Dragomir. E un om de caterincă, el chiar are simțul umorului. Mitică Dragomir a fost unul dintre oamenii care, în momentul în care eram la Steaua, îl auzeam non-stop vorbind de mine și de faptul că valorez foarte mult bani și că faptul că trebuie să mă transfer într-un campionat, era lumea zicea, păi, Mitică e fanul tău numărul 1. Ulterior, după ce am plecat în Anglia, m-am întors, având probleme, fiind accidentat, m-am întors după 3 ani jumate în România. Și același Mitică Dragomir, care cu 3 ani jumate era fanul numărul 1, la primul interviu a spus: ce părere aveți de Gardoș? Și a zis: a, ce să fie, e ciorbă reîncălzită. Da. Vă pot mai, fraților, bună seara, te pup, Helmut, vă pup, cei doi, Florin, Gardoș și Bratu, vă pup, onorat public. Măi, fraților, hai că vă mai zic una și mă duc. Au mai zis-o și alții înaintea mea și așa e. Dom'le, nu se mai face fotbal la noi ca pe vremuri. Înainte cu Naționala mai dădeam un gol, dom'le. Acum mai mult dăm în gol. Singurul gol mișto pe care l-a mai văzut lumea e Marica în filmarea aia cu prosopul. Sau Torje când dădea o declarație după meci. Băi, noi am avut jucători adevărați, băi, fraților. Uitați-vă la mine ce vă spun. Și cum au apărut ăștia? Datorită mie, că am îngrijit LPF-ul ca pe propria mea afacere. Dom'le, pentru că acum nu se mai face performanță, dom'le. Toată lumea aruncă cu noroi. Aruncă ăștia cu noroi ca atunci când plouă pe un stadion românesc. Dom'le, la noi fotbalul e mort, că de-aia n-avem iarbă pe terenuri, că iarba crește în jos. Dom'le, și vreau să lămurim o treabă. Că prea vorbește lumea mult și aiurea, ca la analizele de după meciuri. Toată presa și toți selecționerii de canapea zic că nu se face treabă, domne, că sistemul e corupt, vezi, doamne, că se dă mită, că de-astea. Că nu știu cine a câștigat, nu pentru că și-a dorit mai mult victoria, ci pentru că și-au plătit mai mult victoria. Toată presa, domne, aruncă cu acuzații cum aruncă galeria lui Rapid cu petarde. Căci mai multe blaturi decât într-un tor de nuntă. Bă, voi sunteți nebuni? Intrava și până alunecare. Hai că sunt cinic pe umor. Care mită, domne? N-am luat așa ceva în viața mea, că nu m-a interesat. Că a fost cooperativă pe vremuri, aia e altceva. Păi așa e și generația de aur. Adică eu, Gigi, ăștia. Generația de mult aur. Bă, voi credeți că dacă se lua atâta mită în fotbal, că zice lumea, eu, ca șef la LPF, mai intram eu în politică, mă, fraților? Mai candidam eu la primăria București dacă se lua atâta mită în fotbal, cum zice lumea? Păi ce rost mai avea? Păi acolo se dă mită, nene, nu în fotbal. Politica e Premier League la mită, vă zic. Să fac afaceri cu statul și asta să știe. La fel cum la noi se face fotbal cu statul pe teren degeaba. Bă, băiatule, băi. Doamne, cred că unii de pe politică au în casă mai multe plicuri primite decât bani. Că ea îi cheltuie. Eu zic că unii nici nu sunt așa de grași cum par. Au doar buzunarele burdușite când pleacă de la muncă. Băi, fraților, nu în fotbal. Vă zic, în politică e asta cu mita. Să dă mai multă mită decât dă Borcea pe pensiile alimentare, fraților. Dar tot pe noi ne mănâncă lumea de fund și pe ăștia îi votează iar. Că, domne, hai să fii serios, că ăștia nici n-ajung la pușcărie, vorba aia. Plata bună trece prin meșdiarea. În schimb, tot cu noi au ce au, vă zic eu. Dacă ești patron de club de fotbal, clar ajungi la pușcărie. Ce să mă... Ioan Nicolae, Copos, Becali, Marian Iancu, Jean Pădureanu, Sechelariu, Borcea, Penescu, Meme Stoica. Toți la pușcărie, mă, fraților. Nevinovați. L-au băgat până și pe Mititelul la Mititica. Au intrat atât de mulți patroni de club la pușcărie că ar putea să numească tribuna oficială Tribunalul București. Că dacă treci pe acolo, sigur ajungi la pârnaie. Dar a ieșit ceva din asta, domne, până se închidă pe ăștia, n-avem atâția scriitori în România, fraților. Și sunt toți nevinovați, domne, toți.
Nu s-a dat, domne, nicio mită, niciodată. Băi, nene, n-a faultat nimeni legea, a fost simulare. Uitați-vă pe VAR dacă nu mă credeți, domn. Mi s-a făcut manevră. Păi Gică Popescu era om să-l duci la pușcărie, bă, fraților. A fost o carieră întreagă, cel mai mare apărător român și după condamnarea asta l-a salvat, că acolo trebuie să știți să se aperi fundul, tată. I-au băgat la pușcărie că făceau prea mulți bani. Și rădea invidia pe unii de mai sus. Dar nu recunosc asta de falși ce sunt, că sunt mai falși decât hainele Gucci și Prada de pe prietenul meu, Rică. Băi, fraților, ăsta a fost portar, uitați-vă ce vă spun. Păi l-a lăsat pe Pele să-i dea gol, că l-a început să plângă, domn. Ce, domn, e Helmut aici, domn. Păi Duc Adam a apărat, fraților, 4 lovituri de la 11 metri. 4 lovituri, domne. Și Alexa n-a fost în stare să apere una. Când i-a dat, cine i-a dat, mă? Cine a dat în Alexa? Ana Maria Prodan, când i-a dat una. Domne, dar să zic asta cu mita. Domne, n-am treabă, vă jur. Eu până de curând nu știam ce e aia mită, mă, fraților. Apar n-aveam. Eu am crezut că mită e un fundaș de la Petrolul, domne, sau ceva. Eu de-aia am și spus că o să ajungă mare. Domne, nu știu ce vorbesc ăștia pe-n presă, că eu n-am avut nicio treabă niciodată cu nimic. Mi se zice Corleone că numea mă știe de naș. Naș, da bani, naș, lua mită, naș, pa. Hai că sunt simpatic. Domne, am ajuns la o vârstă la care mi-am dat seama că trebuie să fiu cinstit, domn. Și sunt, domne, vă rog să mă credeți. Am doar 3 condamnări, apă de ploaie. E clar că am puține condamnări, că am scos doar o carte, că atât am. O carte scoasă. Nici nu vreau să mă gândesc câte condamnări are Cărtărescu, dar a scos atâtea cărți. Doamne, nu există așa ceva în fotbalul românesc, domnule. Mit. Mită. Doamne ferește, păi nu s-a văzut vreodată un arbitru să ia mită. Îmi pare rău că nu e Ion aici, că aș fi vorbit, că el se pricepe mai bine la... Dar nu există, domnule, vă zic eu. Păi de-aia toți arbitrii fluiera pagubă, domn. Păi de ce să-i plătești să închidă ochii când dorm pe ei, domn? Zici că au învățat să arbitreze din filmul Eu când vreau să fluier? Fluier. Băi, este... Doamne, eu sunt om cinstit și echilibrat, domn. Eu joc la pariuri doar dacă sunt bine informat. Ăsta, dispus. Domne, și ascultați-mă ce vă spun. Că muncesc 24 de ore pe zi, uneori chiar și noaptea, domn. În concluzie, repet, fotbalul românesc e cel mai cinstit sport, măi, fraților. Iar eu sunt complet curat, domn. Complet curat. Și, domne, dacă nu mă credeți, ce pot să vă zic eu, mă, fraților, stai să văd așa. Dacă nu mă credeți imediat, că mă miș mai greu, așa că vârsta... Mă, copii, dacă nu mă credeți, las și eu asta aici, că poate vă mai gândiți. Putem să ne uităm? Ce plic puternic. Împărțim în 3? Da. Poate îmi dați dreptate acum. Nu, ne dai lei și acolo e plin de dolari și euro. Păi sunt patriot, Helmut, te pare rău. Ce să fac? Să fiți sănătoși. Vă pup mâncava și pălăria voastră. Să ne vedem cu bine. Sănătate. La cât mai mult.